Salutare prieteni, bine ați venit la tutorialevideo.info. Eu sunt Vlad și în acest tutorial vom prezenta împreună telefonul Samsung Galaxy Mini 2. Acest telefon a fost lansat în anul 2012, în ianuarie 2012. Este un telefon foarte bun, după părerea mea, care își merită banii. Da, haideți să vedem specificațiile tehnice. Vine cu 512 de memorie, mega de memorie RAM. Memoria internă de stocare este 4 GB, dar din cauza aplicațiilor preinstalate pe acest device s-a micșorat și aceasta. Apoi memoria internă o putem extinde cu un card până la 32 de giga. Sper să se vadă. Acesta este slotul micro SD. Display-ul este de 3,2 inci, da, pe diagonală. Vine cu un buton hardware și cu două butoane capacitive. Da, vine cu Android 2.3.6, dar despre acesta vom vorbi imediat. Camera este de 3 megapixeli, pe spate este dintr-un material, dintr-un plastic care nu alunecă, este plăcut. Da, este plăcut să-l ținem în mână. Da. Avem logo-ul Samsung, cum îl avem și aici. Da. Avem un difuzor care m-a cam dezamăgit. Da, mă așteptam la ceva mai mult din partea lui. Dar este ok, putem să folosim niște căști. Da. Haideți să vedem ce mai avem. Avem butoanele de volum up și respectiv volume down, un slot micro SD pe care putem pune carduri până la 32 GB. Apoi avem un locaj pentru șnur aici, da, trebuie să dăm capacul la o parte și să introducem șnurul dacă vrem. Apoi mai avem un jack de 3,5 mm pentru căști. Avem aici un gol, să zic așa, pentru a scoate capacul. Avem butonul de sleep wake, respectiv cel care îl cel de turn on și turn off. Apoi, mă scuzați, am mișcat camera. Apoi avem conectorul pentru USB, respectiv cablu de date, micro USB, apoi un microfon, da, pe care îl folosim în momentul în care vorbim la telefon. Haideți să vedem. Vine cu Android 2.3.6, Gingerbread, haideți să vedem și noi. Eu mi-am customizat puțin interfața, am renunțat la unele home screen-uri pentru că erau prea multe și inutile după părerea mea. Vom începe prezentarea cu home screen-ul. Avem un buton aici, cel albastru, care ne duce în drawer-ul cu aplicații, mesagerie, nu o să deschid pentru că nu vreau să vedeți mesajele, apoi agenda și un jurnal de apeluri, default pe primul home screen, pe home screen-ul default, avem Gmail, Google Maps, adică hărți, Play Store-ul și Google Talk. Da? Aveam și niște widget-uri, dar eu le-am scos, mi-am lăsat doar acest widget care mi spune ce aplicații sunt active și pot să le opresc. Haideți să vedem, butoanele capacitive funcționează foarte bine, dar la cea mai mică atingere reacționează. Haideți să vedem ce aplicații vin preinstalate pe acest device, aplicațiile normale, ceas, calendar, player muzical, internet. Da, browserul Android-ului, camera foto, v-am spus, este vorba de o cameră de 3 megapixeli care filmează la 20 de frame-uri pe secundă, da? Apoi avem hărți, e-mail, Gmail, galerie în care nu o să intru, avem o aplicație care se numește fișierele mele și este un file manager, să zic așa. Apoi avem notă, da, putem să
ne scriem notele, dar nu o să fac asta acum. Apoi avem setări. Avem o aplicație pentru înregistrarea sunetului, da, pentru a înregistra sunetul. Apoi avem Radio FM, calendar, All Share, care nu știu ce este, da, Google Talk, manager de activități, știri, YouTube, care a primit un update și merge mai bine decât mergea cu aplicația cu care a venit telefonul. Navigare, căutare vocală, care și aceasta a primit un update și merge mai bine după părerea mea. Descărcări, QSR, Chaton, contul meu Google și mai vine cu Google Plus și Google Plus Messenger. Rețeaua de socializare a celor de la Google, care momentan nu este așa de populară ca Facebook. Mai avem unele aplicații de la Orange, Orange Film de exemplu. De menționat este că acest device vine cu flash player, suportă flash player, este un lucru foarte bun acesta că suportă flash player. Nu multe device-uri nu suportă acum flash player. O să iau acest șnur de aici. Ok, mă scuzați. Ok, haideți să intrăm puțin în setările device-ului. Mergem în home screen. Apăsăm butonul capacitiv meniu, apoi setări. Avem setările standard, ca la orice Android. Haideți să mergem puțin despre telefon. Versiunea telefonului meu, să zic așa, modelul mai bine spus, este vorba de GTS 6500D. Ok, sper că s-a văzut. Apoi, versiunea Android 2.3.6, putem să facem un update, dar nu oficial. Da, despre acest subiect vom vorbi într-un alt tutorial. Da, 236 Gingerbread. O să dăm back. Back. Și dispunem de wireless 3G, o la viteze foarte bune. Sunt momentan conectat și eu la routerul meu wireless. Avem o funcție de care ne economisește energia. Este o funcție bună, dar când avem bateria slabă, această funcție ne lasă să ne mărim durata de viață acesteia, dar poate avem nevoie urgent de telefon. Device-ul suportă widget-uri, da, home screen-uri foarte ușor customizabile, avem widget-uri. Mai multe widget-uri putem să mai instalăm. Aplicațiile se pot instala din Play Store sau din Samsung Apps, da? Dar pentru a putea folosi aceste două servicii aveți nevoie de un cont, fie de Gmail, fie de Samsung Apps. Ok. Acest widget ne lasă să vedem aplicațiile care sunt deschise și să le închidem. Avem apoi descărcat toate aplicațiile pe care le-am descărcat din Play Store, respectiv Samsung Apps. Avem RAM, o funcție de curățat memoria RAM. Este bună pentru dispozitivele cu puțină memorie RAM. În cazul meu nu cred că este neapărat nevoie să o folosesc, dar când se umple este bine să o folosim. Avem stocare, dar momentan nu am niciun card SD în el. Este un telefon care își merită banii după părerea mea. O să aveți link de unde puteți cumpăra telefonul. Dacă vă interesează, o să caut unde este mai ieftin. Da, o să aveți link către mai multe magazine online. Probabil veți avea link către PC Garage, dacă există în stocul lor, către eMAG, către telefonul meu.eu. Da, voi vedea. Cam atât pentru acest tutorial. Dacă vreți mai multe tutoriale despre Android, da, acest gen de tutoriale, vă rog să lăsați un comentariu. Cam atât a fost pentru astăzi. Eu vă mulțumesc frumos pentru atenția acordată. La revedere!